Salutare, prieteni! Astăzi mergem la Focșani. Ne vedem de acolo, vă pup! Gata, bă, am ajuns la Carrefour aici. Mergem acolo la mâncare să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic. Ne-am luat câte o ciorbă de asta de perișoare. Orez cu legume și ceafă de porc. E bună, mă! Gata, fraților, am mâncat. Mergem să mai cumpărăm și noi câte ceva. Iar după ne băgăm la o cafeluță. Ne-am băgat aici. A venit și cafeaua. Aici avem un cappuccino. Am luat și o bere de asta, Birra Moretti. Salutare, prieteni! Astăzi mergem la Focșani. Ne vedem de acolo, vă pup! Am ajuns la Carrefour aici. Gata, bă, am ajuns la Carrefour aici. Hai să facem niște cumpărături. Mergem acolo la mâncare să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic. Mamă, ce aglomerație, băi, fraților, băi, ce aglomerație, băi. Ia uitați, bă, ce aici, băi, nici vă mâncat, bă, și grava asta. Fai de capul și de zolele mele. Ne. Ia uitați, fraților, aglomerați, ne. Să vedem ce ne luăm. Gata, băi, ne-am luat câte o ciorbă de asta de perișoare. Orez cu legume și ceafă de porc. Cartofi din ăștia la cuptor, cu aripioare. Și haide să avem poftă. Gata, bai, să gustăm ciorbica. E bună, mă! Sunt surprins că ăștia, în general, de la Carrefour, de la mall, nu face mâncarea bună. Ba o face sărată, ba nu știu cum. Dar chiar e bună asta de la Focșani de aici. Zici că e ca la mama acasă. E ce trebuie. Nu e sărată, nu e bună. Ia, băi, să gustăm și felul 2. E
E bunicior, nu-i rău. Gata, fraților, am mâncat. Mergem să mai cumpărăm și noi câte ceva, iar după ne băgăm la o cafeluță. Mergem, frate, să căutăm o cafenea din asta, să bem o cafea, că n-am băut deloc de azi dimineață. Ne-am băgat aici. Ni. Ia uitați-l și pe puiul meu. Ce zici, mă, acolo? Să joacă cu Suzeta aia. A venit și cafeaua. Aici avem un cappuccino. Am luat și o bere de asta, birra Moretti. €70 ne-a costat aici, la terasă. Am luat un cappuccino, un espresso cu lapte, un fresh de portocale și o bere de asta, birra Moretti. Total 70. Gata, fraților, am plecat din Focșani. Mergem spre casă. Vă reamintesc, nu uitați să vă abonați la acest canal, să ne dați și nouă un like, un coment. Pe noi asta ne ajută și ne motivează să creăm conținut pentru voi. E total gratuit, pe voi nu vă costă absolut nimic, iar noi pentru asta vă mulțumim frumos. Și până la următorul vlog, vă pupăm!